Cancerul este boala epocii moderne. În România apar anual aproape 70.000 de noi îmbolnăviri de cancer și se raportează 30.000 de decese, cancerul fiind a doua între cele mai frecvente cauze de deces. Față de metodele existente în prezent, PET-CT descoperă cu precizie și cel mai timpuriu tumorile canceroase. În timp ce procedurile tradiționale de alcătuire a imaginii, ECO, CT, IMR, prezintă în primul rând raportul anatomic al organelor, PET prezintă într-un moment dat caracteristica funcțională a diferitelor țesuturi, de exemplu metabolism. În zilele noastre, camera PET este integrată în aparatura CT. Devine astfel posibilă detectarea unor leziuni chiar și de câțiva milimetri. Centrul Positron Diagnostica a acceptat să instaleze pentru prima dată în România, la Oradea, un aparat de fabricație Siemens, cel mai modern și mai eficient care se găsește actualmente pe piață, aflat în număr mic chiar și în Uniunea Europeană. Acest aparat funcționează într-o clădire special amenajată în centrul orașului. Pacientul sosit în centrul nostru, după o programare convenită anterior, este primit într-un mediu elegant și calm de un personal pregătit, alcătuit din cei mai buni medici specialiști. În cazul îmbolnăvirilor de cancer, examinarea PET-CT este recomandată înaintea fiecarei intervenții chirurgicale, în timpul tratamentului pentru verificarea efectului chimioterapiei utilizate și este recomandat ca după tratament examinarea să se efectueze anual timp de 5 ani. Dar examinarea este recomandată și persoanelor sănătoase cu risc, dacă, de exemplu, a existat o îmbolnăvire canceroasă anterioară în familie. Prin diagnosticarea precoce, șansa de vindecare a cancerului este semnificativ mai mare. Înainte de examinare, medicul efectuează o evaluare preliminară și studiază rezultatele medicale anterioare. În acest moment, pacientul primește răspuns la toate întrebările ivite. Izotopul necesar pentru examinarea PET-CT, numit pe scurt FDG, este fabricat în ciclotronul aflat în Centrul Positron Diagnostica Budapesta. Producerea radiotrasorului se realizează în condiții sterile, în sistem total închis, telecomandat, ceea ce asigură puritate microbiologică și protecție perfectă contra iradierii. Izotopul legat de moleculele corespunzătoare este capabil să semnaleze bolile, deoarece metabolismul organismului îl conduce la țesuturile patologice. Molecula transportatoare folosită cel mai des este glucoza, care este nutrimentul universal al celulelor noastre. Glucoza marcată cu izotop, ca și trasor, se acumulează în tumorile canceroase pentru că acestea folosesc energie mult mai mare pentru dezvoltare și se utilizează cu un randament mai scăzut glucoza. Odată cu glucoza, și izotopii se acumulează în aceste celule, iar radiația emisă de aceștia permit detectarea tumorii pe care camera PET o înfățișează. Trasorul produs în laborator este dozat cu ajutorul unui aparat automat pentru fiecare pacient în seringă separată. Materialul din seringă este introdus intravenos în organismul pacientului, tot printr-un aparat de injectare automată cu o viteză constantă. După injectare, pentru dispersia radioizotopului în organism, este necesar un timp de așteptare de o oră, o oră și jumătate. În timpul examinării, pacientul trebuie să stea relaxat și nemișcat în aparatul PET-CT. Interiorul camerei este destul de larg pentru a nu provoca claustrofobie. Aparatul realizează întâi, în câteva secunde, mai multe sute de imagini CT care arată în detaliu anatomia trupului. După aceasta, camera PET înregistrează dispersia radioizotopului în imagini strat, urmând în final să se facă evaluarea globală a imaginilor obținute. Pacientul primește rezultatul evaluat și imaginile salvate pe un CD în termen de 2-3 zile de la examinare. Să privim două exemple. De ce folosirea PET-CT are o însemnătate extraordinară? În primul caz, examenul PET-CT a demonstrat prezența unei recidive tumorale nedetectată de alte examinări. Dintre indicațiile importante ale examenului PET-CT este cancerul colorectal. Iată un pacient cunoscut și operat în urmă cu 2 ani de zile de un cancer de colon ascendent, care se prezintă la examenul PET-CT în urma creșterii valorilor marcilor tumorali și cu suspiciunea de metastaze hepatice, însă examenul PET-CT a demonstrat nu numai că leziunile hepatice nu sunt de tip metastatic, ci sunt leziuni benigne cunoscute anterior, ci și prezența unei recidive tumorale la nivelul restului, la nivelul zonei de anastomoză ileocolică,
În acest caz, examenul PET-CT schimbă managementul pacientului oncologic datorită faptului că exclude metastazele hepatice, dar în același timp detectează o leziune recidivantă la nivelul colonului ascendent care va trebui operată. În al doilea caz, examenul PET-CT a evitat efectuarea unui tratament agresiv inutil. Un alt caz deosebit este cel al unei paciente tinere de 17 ani, operată de o tumoră malignă, osteosarcom la genunchiul stâng. În urmă cu un an, se face examenul PET-CT, care demonstrează prezența unei leziuni pulmonare, dovedite a fi metastază unică. În urma examenului PET-CT se decide operația pulmonară cu scoaterea acestui nodul, iar la un interval de un an de zile se repetă examenul PET-CT pentru a demonstra că nu există nicio activitate în urma tratamentului chirurgical, nici la nivelul genunchiului, nici la nivelul plămânului și nici la nivelul altor organe care boala s-ar fi putut răspândi. În acest caz, examenul PET-CT demonstrează lipsa oricărei activități maligne, astfel încât cazul poate să fie considerat vindecat. La Centrul Pozitron Diagnostica vedem de multe ori că oamenilor le este frică de rezultatul examinărilor, cu toate că frica nu este un sfetnic bun. Timpul câștigat cu diagnosticarea precoce constituie un avantaj inestimabil în vindecarea bolii canceroase. Deci, examinarea PET-CT dă bolnavului o șansă de vindecare, dă cea mai mare siguranță deciziilor medicului și îl liniștește pe omul sănătos. Cu depistarea precoce a tumorii canceroase, șansa vindecării e mult mai mare. Un singur examen PET-CT poate depista cancerul într-un stadiu mai timpuriu. Ca cea mai modernă investigație integrală a corpului, examinarea PET-CT detectează modificări canceroase chiar și de câțiva milimetri.